Astăzi avem parte de cea mai mirobolantă ofertă din Stumble Guys pe care ați văzut-o sau nu ați văzut-o vreodată. Fiți antrenă, sunteți pregătiți? Sper că da, ați dat și un lighean. Și avem oferta cu gunoiul la 15 euro. Bine, avem și niște săgeți de astea de Cupidon, 4 săgeți și 2000 de gemuri, dar pe noi ne interesează gunoiul. Băi, skin-ul meu preferat din tot jocul ăsta, cred că chiar e pe locul 1 skin-ul meu preferat. Și toată viața mea am vrut să-l cumpăr, așa că acum este momentul. Ok, durează 3 secunde jumate, i-am dat authorize. Mamă, ce cuvânt. Și ia uite ce avem noi aici. Gunoiul, fratele meu, sper că ați dat și voi un lighean sincer acum pentru gunoiul ăsta. Bun, mergem la mitice. Ia uite-l. Ia, bă, dar ce micuț e față de altele. Ia te bă la el. Bun, îl lăsăm frumos pe fundal, ia uite-l. Doamne, cât îmi place, deci spuneți voi că nu-i tare skin-ul ăsta. Bani, că nu mai bag bani mulți în joaca asta, dar pur și simplu nu puteam, nu aveam ce să fac. Faza că mai avem și 4 de ele acum și după cum vedeți în 8 ore expiră. Deci nu avem decât să le folosim și pe astea. Bineînțeles că o să iau, mamă, 10 left? O să iau numai gemuri de bostia. Mă, skinurile astea, sincer, nu mă încântă cu nimic. Ce fac cu skinurile astea? Nu o faci nimic cu ele. Inima e faină, dar nu am bani de inimă. Așa că fii antenă că luăm de astea. Bun, am luat una. Și mi-ai pus să te cumpăr. Bine, mă. 4-4, încă 1600 de gemuri. Mamă, pe așa mai vine, nu mai am. Așa mai vine acasă, oricum. Vezi că merge treaba și în sfârșit avem gunoiul și 4700 de gemuri. Doamne, dar cât e de pitic. Mamă, cât îmi place. Bun, hai să dăm totuși și free spin-ul până una alta, să aveți și voi timp mai mult să dați un lighean. Mamă, cât îmi place. Bă, s-au dus vreo 75 de lei. Da, avem gunoiul, bă, deci. Alți oameni duc gunoiul pe gratis, eu am luat gunoi cu 75 de lei, deci ca să ne înțelegem, da? Înainte să trecem mai departe, am vrut neapărat să vă arăt chestia asta. Deci uitați-vă cât e de speriat că merge pe bicicletă, săracu, bă. Da, deci e efectiv prea tare. Și dacă tot avem skin nou, hai să testăm și harta nouă. Tornado Temple se numește ea. Dau direct play, nu mai stau la discuții, nu am jucat-o deloc, după cum ați văzut. Deci e tare curios care e schema. Ia uite-o, bă, zici că e nebună. Mama, dar cât e de lungă, bă. Ok, ceva templu frumos. Ok, momentan ne axăm pe harta nouă. După aia mai vedem noi un pic skin-ul ăsta turbat. Dacă merg prin mijloc, se întâmplă ceva? Mă, aparent funcționează și prin mijloc. Opa! Opa, stai așa că nu-i chiar așa. Mamă, dar e destul de greu. Ok, nicio problemă pe sus, mamă, ca oamenii mari. Bine, elegant cât de cât. Mamă, stai că astea se învâr prea așa cu așa. Mamă, e scandal prea mare pe harta asta. Nu... Mamă, nu înțeleg nimic. Bine, am trecut și de aia, trecem și de toporișcă. Bă, dar am dat înapoi jumătate de hartă, toporiș. Am înțeles. Are hitbox-ul mult mai mare decât pare toporișca. Iară coborăm pe de-astea, mă. Mă, momentan, pare o hartă interesantă, nu mă pot plânge. Aha, mamă, dar câte obstacole, bă! Am înțeles, am înțeles. Hai de viața mea. Bă, e grea, mă, harta. Opa. Încă nu s-o califica nimeni după atâta timp, deci cred că e cea mai lungă hartă din lume. Ceea ce, sincer, îmi place, încă îmi plac hărțile astea foarte grele. Opa. Ia, putem să mergem și pe jos, pe acolo. Erau ea căzut, săracii. Ok, pe aici, pe mijloc, nu știu ce șansă ai să mergi, sincer. Așa că n-avem decât să facem acest jump mirobolant. Mamă, ma, bă, da. Nu, deci pe acolo, cum ar fi posibil acum, serios? Pentru că ăsta se învârte cu o viteză atât de... Da, am înțeles. O să rămân blocat pe viața aici, mă. A, ia, uite, pe aici o schemă. Bă, ok, deci pe acolo e schema schematică. Ok, aici trebuie să mergem. Bă, foarte multe obstacole și extrem de multe posibilități. Mamă, ăsta te poate arunca direct jos. Vai de viața mea, deja s-au calificat câțiva bărbați. Bă, totuși ținând cont că e prima oară când mă joc harta asta. Opa. Păi și unde? Mamă! Bă, oficial, cred că e lejer cea mai grea hartă de până acum, în afară de Stumble-up-ul ăla care e imposibil. Deci hartă normală, lejer cea mai grea la prima impresie. Ui, numai ăsta care skin-ul de inimă, bă, și s-o și calificat ultimul, mamă. Am vrut să zic că avem timp să admirăm puțin mai mult gunoiul. Doamne, cum sună asta, dacă se uită, dacă aude cineva fără să vadă, zice că-s nebun să admirăm gunoiul. Da, ne-o da harta asta mirobolant. Uite-te, bă, că am luat foc. Arde gunoiul, bă, de ce ați dat foc la gunoi, sărac? Uite-te ce speriată-i tot. Ha! Bă, deci skin-ul meu preferat. Am înțeles, eu mă uit la gunoi. Skin-ul meu preferat lejer de vară. Du-te, mă, și aruncă-te în buburuză. Ok, cam haos pe aici, sincer. Știți că nu-mi place deloc harta asta. Știu că dacă stai cu taunt mereu, e o șansă să faci treabă, dar nu prea-mi place mie așa de... Opa, opa, opa.
Stai așa că deja e scandal prea mare. Stare. Stai un pic, buburuza aia te... nu buburuza, doamne, scutul ăla te apără de buburuze? Nu cred, nu? Că am văzut că folosește lumea scutul. Ok, știi ce? Ia că mai jucăm și noi cu taunt-ul. Da, până când, copile? Bun, am mai dat și un taunt aici cu bicicleta, bă, vedeți bicicleta? Am înțeles. Mamă, stai că nu-i de joacă, e haos prea mare și nu văd ce se întâmplă, efectiv. Hopa! Bun, elegant cât de cât. Mamă, vezi că m-am descurcat binișor, n-am mai jucat nici arta asta de foarte mult timp. Și vezi că avem o finală interesantă, chiar avem șanse de câștig. Bă, dar știți ce am observat eu în ultima vreme? Uite-mă că s-o calificat inimioara, forever scrie pe spate, mă. Am observat că meciurile în sine, ăla au dispărut, cred că a ieșit din joc. Meciurile în sine durează mult mai mult, bă, deci nu știu care e faza. Cred că din simplu fapt că hărțile sunt mult mai lungi. Bă, stai că eu acum ar făcă asta cu laser. Deci toate hărțile care s-au adăugat în ultimul an, cred că, sau de când cel puțin au cumpărat ăștia, nici nu mai știu cine au cumpărat jocul, fac hărți mult mai lungi, mai avansate, mai complexe, mai ce vrei tu. Ceea ce, sincer, mi se pare interesant, dar poate fi și de rău câteodată, că, de exemplu, dacă te grăbești... Dar, de exemplu, acum nu se grăbește nimeni. Bine, mă, clownule, bine. Deci acum nu ne interesează să dureze cât vor. Mamă, m-a aruncat inimioara, nu, bă! Dați un lighean dacă vă place că m-a aruncat inimioara aia. Ia, care mai sunteți? Hai, noroi! Ok, trebuie să fac ceva cu bărbații ăștia! Mamă! Ok. Bă, voi ați văzut că l-au atins laserul și-o dispărut instant? Ok, asta a fost un pic suspect. Nu era o animație când te arde laserul? Hai, bărbate, hai. Hai că nu l-am prins eu pe bărbatul ăsta, care de fapt este un schelet urât. Vino, mă, încoace, mă. Bă, tu n-auzi, vino, încoace. Mamă, cum știe el să fugă? O încercat. Ha, ha. Nu, cred că tot a scăpat. Bă, stai că deja e prea așa. Sincer, bine, mă, dar până când? Ce asistați la asta? Știu că nu vedeți prea bine de mine, dar stai că vedeți acum. Ia uite-l. Ia uite-l frumușața, bă, doamne, cât îmi place skin-ul ăsta, jur. Și fiți antenă că am văzut că pe shop, bă, dar nu se mai termină, întreb shop pentru un prieten. Am văzut că pe shop se dă ceva gratis, apropo. Bun, stai că mai primi. Mamă, 5 chestii de aici. Ia să vedem, avem lupișorul ăla, nu ne prea interesează. Fiți antenă că mai deschidem și cu rachete de alea. Ia, încă mai multe rachete. Bă, dar câte chestii am făcut dintr-un singur meci, doamne. Mai multe rachete, mai multe rachete și momentan atâta. Și dacă intrăm pe Chopin, uite-i Chopinul, ia că mai avem un free spin, sigur că dacă să ne înțelegem că am filmat episodul ăsta, nu mai zic nimic. Bun, hai să deschidem. Mamă, 10.000 de gemuri! Ok, o băga la roata asta 10.000 de gemuri. Voi vă dați seama că e mai important decât orice specială din lumea asta. Bun, și avem aici un free gift, apropo. Ia uite-l, să-l luați și voi. Nu știu dacă ne dă mai multe chestii sau doar atât, dar e bună și aia decât nimic. Și avem 350 de destea la fix ca să deschidem 7, ia. Poate ne mai pică vreun skin, cine știe. Poate să-ți pice, de exemplu, un X mare. Bine, nu cred că am eu norocul. Dă-i skip, că am skin-ul ăla. Bă, vreau și eu un skin nou pe... Bine, de fapt, avem un skin nou pe episodul ăsta, dar uite. Nu m-ar deranja, de exemplu, Chocolate Strawberry. O căpșună cu ciocolată, care de fapt nu e o căpșună, că e o fată. Bă, dar n-am prea văzut X-uri mari, sincer. Măcar ne mai dă Stumble Tokens, cu care nu mai facem nimic, din păcate, că le-am consumat pe toate. Și nici că mai cumpăr vreodată. Aparent, nu cred că vom primi un skin nou de aici, dar asta e viața. Riscul meseriei, cum nu s-ar spune. 40 din 70. Dacă ne dă un X30, dar n-am văzut X-uri de alea mari, deci nu cred că se poate. Am înțeles, vrea să mi-l dea, dar în același timp parcă nu vrea, nu știu cum să zic. Ia uite, numai X3, X4, un X7 și atâta. X7 e cel mai mare pe care l-am văzut, dar numai pe skin-uri de este nașpa. A, nici nu știam că l-am pe ăsta. Vai de capul meu, deci nu mi-a picat absolut nimic. Și fiți antenă că la eveniment avem o chestie care eu zic că e nouă. Putem să ne jucăm cu prieteni, dar doar la un eveniment din 3. Deci dăm play with friends. Bine, problema e că n-avem prieteni, dar ai partea a doua. Putem să ne invităm prieteni, dar eu neavând prieteni am dat play singur. Și oare ce se întâmplă? Nimic, cred că. Bun, deci avem triple block. Deci, mamă, ce fain e skin-ul ăla de dragon, dar n-am bani de el. Vezi că chiar e tare, dragonul ăsta roșu. E mult mai fain decât dragonul ăla din sushi. Părerea mea nepersonală, Sodus Fantoma. Aia e viața, îmi pare rău, fantomă. Mai și pierzi, mai și nu câștigi câteodată. Opa, atât de ușor? N-am făcut efectiv nimic în primul meci. Am început meciul și în 3 secunde deja au fost descalificați bărbații. Deci nu știu cum se joacă pe aici. Îmi place, acum realizez că evenimentul ăsta gratis.
Înainte mă tot jucam la eveniment de la PGM-uri și acolo se joacă bărbații adevărați, dar aici... Ha! Aici intră paletele. Bine, nu că aș fi eu prea bun, dar... Na, măcar nu-s chiar ultima paletă. Și ar fi trebuit să-mi iau îmbrățișarea, bă, dacă mai joc la evenimentul ăsta, trebuie să-mi iau neapărat îmbrățișarea. Hai, că mai sare, la nu mai sare, nu mai sare. Nu mai sărit. Ha! Bine, mă! Mamă, te dădeam una la ăsta, mamă! Dragonaș, mamă, îmi trebuia îmbrățișarea, bă, că făceam scheme cu ea acum. Hai, acum trebuie să așteptăm până pleacă toată lumea prin cosmos pe aici. De fapt, noi nici nu știu unde suntem, că suntem în spațiu, dar totuși... Vedeți că sunt clădiri lângă noi, deci clădirile nu sunt spațiu, gen. Da, e un pic cam abstractă zona asta de bloc dash. Și mai abstract este că nu se mai elimină încă 3 oameni să ajungem și noi într-o finală de aia corectă. Și n-am inimioara, bă, hai veniți, uite ăsta e al meu. Ești al meu, bărbate, nu mai apucă. O apuca, mă, nu cred. A, dar a căzut altul, ok. Nicio problemă, mamă, dar cât e de lat gunoiul. Dar îmi place, mă, nu știu de ce îmi place atât de tare skin-ul ăsta, jur. Stați așa că eu fac manevra. Mamă, câteodată la manevra asta nu mai apuc să sar, am înțeles. Avem 2 mumii în finală, deci trebuie neapărat să scăpăm de cel puțin o mumie ca să nu facă echipa mumiilor, practic. Acum e momentul. Bun. Bă, n-a fost să fie. L-am aruncat pe ăla pe bloc. Cum e posibil? Deci, practic, i-am făcut un bine. Ia uite, iepurul are emoturi, vă că e golan. Apropo, vă observați că nu se prea dau atât de multe emoturi. O da care va cu palma aia după mine, mai are unul piciorul. Rechinu! Nu s-o dus, nu s-o dus, mă. Opa, prăjiturica aia presta așa. Bă, sincer, îmi place cum se joacă cu ăsta, cu dragonul, am văzut să zic, cu gunoiul. Deși pare foarte lat, e super tare, nu știu, te poți încadra destul de lejer cu el. Bine, la un hide and seek nu cred că ar fi bun, dar în rest... Ha! Doamne, deci skin-ul meu preferat lejer, nu cred că o să mai existe un skin atât de fain. Mai e un skin de Paște care îmi place super mult și nu am apucat să-l iau, dar poate luăm anul ăsta, apropo. Și o să am cele mai blane skin-uri din joc. Uite, prăjiturica! N-am apucat, mă, da, o să dureze un pic finala asta. Ia uite-l pe ăsta, opa. Deci aparent iepurul are toate emoturile, dar... Am înțeles, era sufalată. Joc agresiv... Mamă, m-a scuipat, dar s-a scuipat și pe el cumva. Ha! Ai viața iepure, degeaba joci tu cu emoturi cu de-astea. Bă, da, agitați-ți, bă! Prăjiturica de taunt, aiurea. Credea că-i dau pumnul, cred că. Ia uite, i-am dat acum. O apuca, mă, să dea taunt-ul, mă. Bă, dar chiar la niciunul. Ia! Încercat el să-mi dea mie palma. Bă, ați văzut? El dă cu palma, nu pot să cred. Ok, am eliminat, cred, prăjiturica. Aparent e pur ăsta, cred că joacă cel mai bine dintre ăștia. Opa! Nu cred, toți trei. Toți trei ne-am dus pe lângă. Mamă, eu am și uitat că am minge, dar noi n-am nevoie de minge, mă, n-am nevoie. Bun, a mai rămas numai unul, nu știu cine a rămas, mă congelez un pic să și câștig joaca. Prăjiturica au rămas. Nu cred. Opa. Nu cred că a avut noroc de rămas fix acolo sus, doamne. Bă, ăsta mi se părea cel mai slab dintre toți care au fost, dar aparent el a rămas, ce să zic. Ia, cade, cade, că-i paletă. O trecut iară, mă. Da, mai pișcă frâna, prăjiturel. Nu mai trece prăjiturel încă o dată. Bă, așa, mă. Hai că mai încercăm o tură pe harta asta cu templu, că mi se pare interesantă. Și înainte m-am calificat cam greu, sincer. Bine, nu că acum știi, dar adevărul e că eu cred că am luat-o pe partea mai grea. Bă, dar asta, bă. Eu nu știam că-s pe burtă, am rămas ultimul. Deci gunoiul meu s-a dus pe burtă și eu nu știam, fratele meu, că nu l-am văzut de mulțime, efectiv. Uite-mă, pe aici prin lateral e mai ușor, dar probabil mai încet, nu știu, mă gândesc și eu, nu? Aia, uite, bă! Bă, câte chestii, mă, pe aici! Și de aici sar direct așa, am înțeles? Bă, ce mă... Doamne, iartă-mi, m-a apropiat imaginea de mai știu de mine. Mamă, deci sunt 100.000 de posibilități pe harta asta, să înțeleg. Ia, iară din ăsta. Mamă, și aici direct pe o rampă din asta turbată. Mamă! Vezi că e interesant, sincer. Uite, aici niciun stres în viață. Mamă, păi și se trece... Am înțeles. Ia, dacă mergem pe aici pe margine... Da, bă, se poate și pe aici. A, păi lejer de vară, bă, deci trebuie doar să înțelegi harta. Ia, uite, mai erau și pe acolo obstacole. Ok. Elegant cât de cât. Mamă, bă, dar cineva s-o califica deja animalul. Mamă, nu mai pot vorbi, gata. Șpa, șpa. Nu e cea mai plăcută harta pentru runda a doua, dar să sperăm că nu ne lovește o minge în cap și aia e. Hai să vedem unde calificăm.
O hartă clasică, bine, nu e chiar clasică, că ea e modificată, dar per total este o hartă clasică în care ar trebui să mă calific lejer de... Dar știi ce? Bă, nu merge să dau... A, am înțeles. Nu mergea să dau cu mingea. Păi vezi că e mult mai bine cu mingea, nici nu te arunc atât de tare dacă te prinde o bombă sau ceva. Lejer de vară. Ia să dăm, să dăm mingea, mă. Bă, da, doamne, n-am loc de bărbați ăștia pe aici. Ok, ok. Mamă, încă suntem, suntem bine pe felie aici. Mamă, lejer de vară. Bine, mă. Ia că avem o finală cât de cât interesantă. Nu m-aș plânge, sincer. Am șanse mari să câștig. Până acum cred că numai win-uri avem pe episodul ăsta, ceea ce mi se pare un pic șocant, dacă mă întrebați. Tu, ai beleau, am vrut să-l arunc pe bărbatul ăla. Hopa, 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 ce încearcă să mă împing acolo. Bă, dar tot nu mi-am pus îmbrățișarea, apropo. Ai, era, era bună, cred că și pe harta asta, sincer. O căzut unul, doi. Bun, așa, bărbații. Eu aplic strategia în care să stau numai aici și să mă rog să nu-mi pice pietre în cap, în principiu. Bun. Tragem de timp cât putem, cam, cam asta e strategia. Deja mai sunt doi. E lejer de vară, uite-l pe ăla jos acolo, o să moară imediat. Și mai e unul care nu știu pe unde e, bă, dar cad obstacole. A, uite-l pe ăla, e pe cealaltă parte. Ăla face exact aceea strategie ca mine, bă. Golan, ia, ia uite-l pe Golan. Ce faci, mă, în mijloc aici? Hai, Golan, e vină încoa, să-ți dau un pumn în gură. Ăsta e în continuare aici sub mine. Ia, cad, cad chestii pe el. Mamă, mamă, până acum nu a căzut pe niciunul chestii. Aha, vin laserele preferatele mele, am uitat de asta, bă. Deci treaba cu lasere pe mine mă enervează maxim pe harta asta. Vin și cu viteză mai mare decât ar trebui, am impresia. Ia uite-l, oh, a căzut unul, bun. S-a dus acum și celălalt sau... mă uitam altundeva, efectiv nu am văzut laserele. Hai să mai deschidem încă 4 de astea de final, că m-am enervat sincer cu laserul ăla. Nu mai vreau să mai joc în viața mea, nu glumeam, de fapt o să mai jucăm. Și nu o să-mi pice nimic, dar stai, ce? 100% n-are ce să-mi pice. Sau șmecherii, mă, uite, te-au băgat la roată să nu mai poată să pice prea multe sharduri din astea. După ce că bagă sharduri, mamă, și tot am băgat bani în joc, bă, m-au fentat băieții. Aie, ce pot să zic? Sper că v-a plăcut episodul, nu uitați de ligheanul la corespunzător și vreau neapărat să vedem ce pic aici la ultima. Bineînțeles că ultima se învârte mai greu, pentru că de ce nu dacă da, v-am salutat și pa, pa.